În showbiz, nu doar pentru carieră, ci și pentru relațiile extrem de tumultoase pe care le-a avut, dar să o luăm cu începutul. Banii și fetele, batele vina. L-au făcut pe Nilă să fie o amintire frumoasă a vremurilor de mult apuse. În 2011 era unul dintre cei mai promițători atacanți, însă dragostea pentru viața de noapte și femeile focoase l-au distrus. Relația cu Daniela Crudu a fost, de departe, cea mai mediatizată parte a vieții lui Mihai Costea. După multe sacrificii făcute de asistenta TV pentru iubirea pe care o purta, după certuri și împăcări, după ce chiar a renunțat la televiziune pentru a-l face fericit, toată lumea se aștepta la o nuntă. Însă nu toate dorințele se împlinesc, pentru că în 2014 Daniela i-a dat papucii. Motivul? Infidelitatea fotbalistului. Cu toate acestea, familia lui Nilă am aflat sâmbătă de la Daniela, sincer, ea poate să vă confirme. Sâmbătă seara a sunat-o pe soția mea și chiar dacă veți vorbi cu ea, veți vedea că a trimis și o fotografie cu această... Atunci viața lui s-a schimbat enorm. Steaua s-a descotorosit de el la ordinul lui Gigi Becali, iar cariera înfloritoare pe care o avea s-a evaporat. Cât despre el, a rămas cu femeia pentru care Cruduța i-a dat papucii. Relația lor a ținut fix 2 ani, până când fotbalistul a pățit exact ce i-a făcut el Danielei. Prin patul atacantului a mai trecut și Denisa Botcari, însă pentru puțin timp. Și totuși, în prezent, pare fericit alături de Adelina, cea despre care vă spuneam mai devreme, cunoscută și ea în lumea bună a capitalei pentru relația avută cu unul dintre fiii lui Vasile Turcu. Nici nu e de mirare că Șatena are mare succes la bărbați, având în vedere felul în care arată.